Bună, sunt Bianca Popescu și vă spun Look Who's Driving pe alicemagazine.ro. Invitata mea de astăzi este Lori Ciobotaru. Bună, Lori! Bună, Bianca! Te-am găsit în parc și te invit în mașină? Da! Hai să mergem în mașină! Ce viteză ai luat decizia să te duci la Vocea României? Te-ai gândit mult înainte? Sau? Nu m-am gândit mult. De obicei așa știu cam ce vreau. Nu m-am gândit mult, am luat-o... Te-ai pregătit mult? Dacă mă pregăteam mult, cred că o și câștigam. M-am pregătit, cred că pe măsura rezultatelor. Care au fost foarte bune. Da, adică... au fost în regulă. Se putea și mai bine, cum e de obicei. Îți place viteza? Îmi place. Îmi place viteza, îmi place să conduc mașina. Sunt așa, mulți prieteni îmi spun că conduc ca un băiat. Când apeși tu mai tare accelerația? Când simt că trebuie să fiu prezentă mai mult. Când depășești tu limita? Păi eu tot timpul încerc să depășesc, câteodată reușesc, câteodată nu reușesc. Uh-huh. Câteodată dorm așa, sunt... Și cine te trezește? Meu. Viața. Da? Situațiile. Da. Ești autodidactă? În mare parte, da. Cam așa am fost. Când știi tu că trebuie să pui frână? Când lucrurile sunt nenaturale. Când lucrurile nu mai merg pe drumul... Simt că ceva nu e în regulă, nu mi-e bine sau... Eu așa cred că atunci când lucrurile vin nenatural, se vor termina nenatural, dar face parte din experiență. Uh-huh, uh-huh. Deci nu prea pun frână din prima... Nu, las să mai, vezi mai cum... las lucrurile. Chiar ar ești fi curajoasă? Bine, da, de multe ori aș fi bine chiar mai mult să las. Îți urmărești concurența în retrovizoare? Sunt... Așa, mă interesează ce se întâmplă, dar nu pot să zic că stau cu geana pe tot ce... Mai ales că acum ai avut anumite colaborări cu Ina, Antonia, adică... Da, păi sunt semnate la Global Records și suntem împreună la aceeași casă de producție și se întâmplă lucruri. Da. Dacă tot vorbim de ele, cu cine te-ai așezat tu la linia de start pentru un concurs? Mă, uite, eu asta cu concursurile nu prea văd lucrurile. Nu ți-e frică de competiție? Nu, dar nu iau lucrurile ca pe un concurs sau ca pe o competiție. Așa am fost de mică și nu știu, merg pe drumul meu și ce e în stânga sau în dreapta mea, na, mă orientez, dar nu... Păi și dacă ar fi, dacă te-ar propune mâine cineva, cum a fost Vocea României, că totuși a fost un concurs. Da. Și dacă te alege a fost tu. O experiență în Vocea, știi că nici n-am privit-o ca pe un concurs nici atunci. Nu? Nu. Știi, sunt lucruri care mie mi se întâmplă. De multe ori n-am habar așa despre ele în mare, dar merg după ce simt și e așa în mine, o chestie care, nu știu, mă ghidează, știi? Pe tine cine te conduce? Acum, la 26, cred că mai mult e o balanță între instinct și rațiune. Cum semnalizezi tu când vrei să te faci observată? Deschid ochii. Asta clar. Trecem peste ochi. Vezi tu că de obicei sunt așa mai timidă sau mai, nu știu, pur și simplu. Rușinoasă? Cred, nu. Pe scenă sunt foarte diferită. Da? Ai curaj acolo. E lumea ta. Da, e lumea mea. Da, nu am fost așa de prima dată. Mama îmi povestea chiar de curând că mă urcam pe scenă când eram mai mică și nu mișcam nicio mână, nimic, nu mă mișcam deloc. Și acum sunt la polul celălalt. Adică sunt foarte dezvoltată și mă bucur din plin de feminitate, de tot ce am, știi? Ești de dreapta sau de stânga? Și de dreapta și de stânga, cred. Da? Da. În dreapta ta cine stă? Voi. Prietenii mei, că sunt plecată de acasă de 6 ani. Și cred că dragostea și frica. Ce drăguț. Cam asta.
La ce ai învățat tu să conduci? Păi, una vine de la educația pe care o primești de acasă. Și cred că a contat mult, așa. O simt aici, în București, că e mult mai mare tot aici. Am înțeles. Da. Care crezi tu că e cea mai gravă contravenție în viață? Păi nu cred că există contravenții grave. Sincer, oricum, un lucru sigur în viață e moartea. Și contravenție? Contravenții sunt experiențele pe care le trăiești și care, dacă înveți din ele, probabil nu le vei mai repeta. Dacă nu, vei bate pasul Felul. Tot pe acolo, știi? Te vei învăți cam asta. Deci nu cred că e nimic de contravenție, nu știu... Ce-i drept, eu iau amenzi așa, am luat cam destul de des în ultim. Da, de mă iau cu gândurile și uit să, în localitate să păstrez... Uit sau îți place viteza? De fapt, acum îmi recunosc... Știi ce se întâmplă? Depinde cu ce mașină ești. Pentru că unele nici nu simt că crește așa viteza așa și așa. Mai ales și la noi, România, mulți din polițiști stau exact așa să parcă la să te prindă, știi? Uh-huh. Da. Și nu dai de dor din genul așa și le spui, vă rog. Băi, am făcut. Ok. Am făcut, dar știi cum am. O prietenă de-a mea mi-a povestit că a făcut așa o chestie. Și ți-a dat o idee? Mi-a dat o idee și odată am încercat-o. Uh-huh. Și ce crezi că mi-a cerut numărul de telefon. Nu cred. Da. Aveți? Și nu, dar sper că nu s-a mai... Nu. A, bine, n-a fost nici gravă, știi, situația, dar oricât. A mers. Da, și mi-a cerut numărul de telefon și l-am dat. Nu cred. Și m-a și sunat a doua. Nu cred. De ce l-ai dat? Păi, pentru că pe loc i-l-am dat și el că să stea... Da, da, da. Bine că l-ai dat atunci, că te făceai... Nu, ai mers să fim true până la capăt, cum se zice. Și nu i-ai mai răspuns. Nu i-a răspuns. Câte penalizări ai luat în total, dacă ai face un calcul așa, și de la cine? Adică nu de la poliție. Dacă mă întrebai asta acum 2 ani, da, probabil ți-aș fi răspuns, ce... și ce a fost și ce... Dar acum cred că am mai câștigat un pic în empatie, eu ca om, și nu prea le iau ca penalizări. Încerc acum să fiu 2 ani te referi la voce? Nu, acum ca om, știi? Adică ce fel eram acum 2 ani sau chiar și de la lună la lună, de la an la an, te schimbi mult, știi? Nu prea... în mare te schimbi așa. Cum privești anumite lucruri, nu le mai vezi la fel, le interpretezi altfel și le dai altă valoare. Da, de la prieteni? De la familie? Am norocul să am prieteni așa, am puțin prieteni. Da. Și sunt foarte sinceri. Adică nu mă perie și asta îmi place că am simțul realității tot timpul alături de ei. Și sunt sincer, dar niciodată nu mi-o zic ca urât. Adică mi-o zic așa cum e și nu mă iau ca pe, nu știu, o iau așa cum mi-o zic. Parcă plutesc, e atât de bine și e totul firesc. Am înțeles ce înseamnă cu adevărat să trăiesc, să iubesc. Bine, e pe un beat mai hip-hop așa. Gata, m-am îndrăgostit. Loredana, îți mulțumesc mult de tot pentru interviu. Mulțumesc și eu. Și noi ne vedem în episodul următor de Locus Driving. Pa!